prima noastră prezentare la un asemenea nivel, prima ieșire în lume, până acum Botoșani n-a avut astfel de acțiuni. Am așteptat să treacă pe la noi unii sau alții investitori, reprezentanți ai ambasadorilor. În general s-a adoptat până acum o atitudine pasivă. Vorbesc de ultimii 15-18 ani. Am spus că vom schimba această strategie și vom fi proactivi, vom fi activi. Vom merge noi să căutăm investitorii, să căutăm investițiile, să atragem fonduri aici.